Bună seara, bun găsit la Scenă Deschisă, sunt Oana Zamfir. Invitatul meu din această seară este scriitor, poet, dramaturg, filozof, până de curând și jurnalist. E greu să spui despre el că este doar una dintre aceste lucruri. Pare că pentru el s-a inventat construcția cel mai, și o să vă explic de ce. Cel mai cunoscut român contemporan, cel mai jucat autor român după 1989, cel mai tradus dramaturg român în străinătate, piesele sale sunt jucate în teatre și în festivaluri din peste 30 de țări, a plecat din România în anul 1987, după ce una dintre piesele sale, Caii la fereastră, a fost interzisă de cenzura comunistă cu puțin timp înainte de reprezentație. Spune frecvent că România i-a dat rădăcini, iar Franța i-a dat aripi. Este un dramaturg român cu un succes uluitor, care nu uită de unde a plecat. Până de curând, până anul acesta, a fost jurnalist la Radio France International și locuiește la Paris, dar nu uită niciodată de România, vine frecvent aici și mă bucur că am reușit să fiu una dintre persoanele cu care se vede în timpul unei vizite în țara noastră. Bună seara, Matei Vișniec! Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult că sunteți la Scenă Deschisă. Mă gândeam în pregătirea acestui intro al emisiunii, cum este să fii cel mai? Dacă vă treziți vreodată, în vreo dimineață și vă gândiți la această construcție, la aceste titulaturi pe care fanii, publicul, presa vi le dau. Nu mă gândesc deloc la aceste construcții, mă gândesc întotdeauna la timpul pe care îl mai am în fața mea, un timp pe care vreau să-l investesc în continuare în muncă, în scris, în călătorii, în relații cu oamenii. Întotdeauna mă organizez ziua în felul următor. Mă întreb când voi avea timp astăzi să scriu. Dimineața, 3 ore, după amiaza, de la ora prânzului până la ora 2, cam așa se structurează ziua mea, pentru că am și alte diverse obligații și pasiuni. Deci, pentru mine, succesul nu este, cum să vă spun, nicio obsesie, nici o angoasă. Când am un succes, încerc să-l uit și mă pun din nou pe treabă. Și când am un succes, încerc să-l uit și mă pun din nou pe treabă. Cred că dominanta vieții mele a fost întotdeauna munca, curiozitatea. Mă uit la anii de început a lui Matei Vișniec, născut la Rădăuți, în Bucovina, 1956. Ați vorbit adesea în interviuri despre acei ani și mereu ați vorbit despre copilăria dumneavoastră ca fiind una de vis, o copilărie idilică, mama învățătoare, tatăl funcționar contabil, o familie numeroasă, niște ani frumoși, chiar dacă vremurile erau grele. De unde a venit pasiunea, dragul, iubirea pentru povestit? Cine credeți că v-a inspirat-o? Cu siguranță că mama mea, între ghilimele, este vinovată. Ea era învățătoare, îmi punea în mână cărțile cele mai interesante, dar nu numai ea. Cred că acum, dacă fac un fel de bilanță, am avut norocul să întâlnesc în acest oraș mic foarte mulți oameni pasionați. De la educatoarea mea, doamna Grunberg, până la, trecând prin învățătoarea mea, doamna Călărașu, continuând cu profesorii mei din școala generală, din liceu, continuând cu profesorii de la Casa Pionierilor, în sfârșit Casa Pionierilor, cum era atunci, acolo am avut un profesor de desen extraordinar, un profesor de, un mentor de cenaclu literar extraordinar, adică am întâlnit în acel oraș oameni care citeau, desenau, făceau fotografie, scriau poezie, știau să lucreze cu copiii, am întâlnit oameni care, cu care m-am împrietenit, erau adulți, dar sorbeam de la ei tot felul de lucruri interesante, de pildă un profesor de desen care mi-a explicat prima oară ce înseamnă pictura modernă, ce înseamnă Picasso, ce înseamnă impresioniștii. Asta la câți ani? Un alt nu mentor al meu, Ion Filipciu, care este în viață și el scriitor, mi-a pus în mână pentru prima oară, nu știu, Așteptându-l pe Godot de Beckett, adică am fost în avans într-un fel față de vârsta mea, datorită acestor oameni pasionați pe care am întâlnit. Ca să mai vorbesc de profesorii mei din liceu, profesorul meu de filozofie, care îl cheamă Nicolae Dobrot, nu mai pe lumea asta filozofică, dar datorită lui m-am dus la filozofie, pentru că era o ființă extraordinară, și profesorii mei de română, și diriginta mea, doamna Pop. Deci am întâlnit niște oameni pasionați în acel oraș mic și le sunt recunoscător, și ceea ce sunt eu acum le datorez lor. Ei sunt mulți, nu știu, 20, 30, 40, nu pot să-i spun,
Am avut și colegi pasionați, am avut prieteni, nu colegi de clasă. Deci pasiunea am învățat-o pentru literatură, pentru muncă, pentru arte, pentru lucruri bine făcut în acest mic oraș care este orașul Rădăuți. Ce comunitate extraordinară! De ce comunitate extraordinară ați avut parte? Mi-e greu să explic acum de ce această concentrare de oameni buni, de oameni interesanți. Că era sistemul, că era, știu eu, cenzura, că... Nu, cred că acolo au fost niște oameni buni, după cum cred că în fiecare oraș al țării au fost niște oameni interesanți, niște oameni buni, care au organizat viața unor copii cum s-a putut acolo în anii 60-70. În orice caz, eu cred că am avut și puțin noroc. Am întâlnit în acel oraș oameni cu totul excepționali, cărora, iată, le spun acum, dacă unii dintre ei ne privesc, că le datorez aproape totul. Și sunt sigură că v-ați mai văzut cu ei și ați discutat cu ei de-a lungul timpului și v-ați exprimat recunoștința față de ei. Ați scris prima poezie în clasele primare, apoi ați publicat în revista Școlii Lumina și Încutezătorii și ceva mai târziu, în 1972, ați debutat în revista Luceafărul, apoi în 1980 ați avut un volum de poezii la editura Albatros. Ați fost un copil geniu? Eu nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Poezia a venit așa ca o cometă, m-a înșfăcat și m-a dus cu ea. Câți și mă ani aveați? Poartă... Clasele primare, deci câți ani să fie? Să zicem că în clasa a treia, a patra, scream primele versuri, versificam. De ce? Mi-e greu să vă spun. Îmi plăcea să citesc, nu eram fascinat de literatura pentru copii. Vă dau un titlu. Habar n-am în orașul soarelui. Da. A fost un roman pentru copii pe care l-am devorat. Mai târziu am intrat în cei trei mușchetari, în Alexandre Dumas, Jules Verne, care m-a format, am călătorit pe toată planeta și pe alte planete împreună cu Jules Verne. Deci citeam și în același timp poezia parcă era un fel de spațiu natural. Cred că mulți copii scriau poezie în acei ani. Exista un cenaclu literar, de pildă, la Rădăuți, la Casa de Cultură. Un alt cenaclu literar exista la liceul numărul 2, unde am fost eu elev la Rădăuți, și mi-am amintesc de un moment fondator când învățătoarea ne-a luat trei băieței care scriam și noi compuneri interesante să ne ducă să vedem ce scriu elevii mai mari. Și acel moment în care, deci eram în clasa a patra, cred, dacă nu cumva a cincea, nu mai, ne-a dus de mână învățătoarea sau poate diriginta la acest cenaclu și când am văzut că elevii mari de liceu scriau niște lucruri fabuloase, am fost cutremurat. A fost un moment fondator când am zis pot și eu, fac și eu. M-au inspirat elevii mai mari care scriau poezie. Deci iată un alt moment al vieții mele fondator, cum spun, dar în același timp, în orașul meu, Rădăuți, veneau toate revistele literare interesante. Nu știu, poate din clasa a 6-a, a 7-a am început să cumpăr revista Cutezătorii, unde erau multe lucruri interesante și unde am și debutat, fiind de altfel prezentat de un poet român la ora aceea, care era și președintele Uniunii Scriitorilor, Virgil Teodorescu. Iar mai apoi am debutat în Luceafărul, cum ați spus. Da. Și totuși nu v-ați oprit la poezie, n-ați rămas acolo. S-a întâmplat la un moment dat ceva și v-ați îndrăgostit de teatru, de viață, de emoțiile în fața spectatorului. Cum? Tot cu Rădăuți are legătură. Cred că m-am îndrăgostit de cuvânt în general. Tot ceea ce putea să-mi aducă mie cuvântul, ca deschidere, ca fantezie, ca provocare, ca explorare, am explorat. În sensul că am explorat toate genurile literare. Am scris povestiri, am scris poezie, bineînțeles. La un dat, pentru că la Rădăuți era un scriitor care conducea un cenaclu literar la muzeul din localitate, îl cheamă Teofil Ianu, cred că este uitat astăzi, dar pentru mine și el a fost un mentor. Îmi plăcea atât de mult de acest om care mă primea în orice moment al săptămânii și puteam să-i citesc acolo poemele și prozele mele. La un moment dat am început un roman în clasa a 6-a, probabil, sau a 5-a. În clasa a 6-a ați început un roman? Am început un roman, am caietul acasă, pentru că voiam să îi arăt ce poți face. Știu că m-am dus odată la el și mi-a spus, uite, am scris un caiet întreg și mi-a spus, Matei, nu pot să te ascult aici la muzeu. Vino la mine acasă, mă pun în grădină pe un șezlong și te ascult cât vrei. Ei bine, am explorat, de fapt, toate genurile literare fără să-mi dau seama, pentru că am scris și poezie și am descoperit teatru ca gen dramatic și mi-a plăcut să pun pe voci diverse povești.
Sigur că... Dar circul, nu? Și caravanele au cântărit greu în procesul acesta de îndrăgostire. Acum intrăm în alte surse ale imaginației mele. Sigur că orașul era plin de evenimente interesante care punctau anul. Mie îmi plăceau și sărbările de 23 august și de 1 mai, pentru că erau tot felul de părăți și după aceea erau niște petreceri populare într-unul din parcurile orașului, se numea Grădina de Tir, unde lumea, unde se dansa, unde se mânca, unde se bea bere și unde aveau loc tot felul de jocuri, unde, în sfârșit, copil fiind, mi se păreau niște spectacole extraordinare aceste evenimente, dar mai ales când venea circul, cum spuneați, în orașul Rădăuț, se întâmpla o metamorfoză, o metamorfozare totală a orașului. Toți eram fascinați de modul în care se ridica, nu, cortul mare, și după aceea veneau animalele, veneau clovnii, se auzea muzică, parcă orașul se colora dintr-o dată, veneau acești nebuni frumoși care erau artiștii de circ și mai ales clovnii. Sigur că m-a impresionat foarte tare circul, stăteam 3 zile cât durea minunea, stăteam pe acolo și mai târziu am scris despre acești sau pentru acești clovni de circ. O altă sursă a imaginației mele erau și sărbările populare, adică nu, de fapt, tradițiile populare, ritualurile de înmormântare, de nuntă, ce se întâmpla de Crăciun, de Anul Nou sau de Paște. Toate aceste ceremonii care mă hrăneau. Care adună oamenii. Da, cred că spectacolul uman a fost pentru mine o sursă de energie și pentru oameni am și scris toată viața. Niciodată n-am scris pentru mine, n-am scris literatură terapeutică să-mi vindec eu diverse răni. Întotdeauna, chiar copil fiind, am scris și le-am arătat celor din jur să le cer părerea. Le arătam poemele mele, colegilor mei, mamei, profesorilor, așteptând întotdeauna o reacție. Cam așa am funcționat. V-ați dorit să vedeți din ce în ce mai mult teatru și cum în Rădăuți nu exista un teatru, v-ați urcat în tren, vă urcați în tren și mergeați în acel oraș în care știați că veți găsi ce căutați. Unde este acel oraș și câți ani aveți atunci? Este orașul București, cred că de prin clasa 9-10. Deci din Rădăuți până în București pentru a vedea teatru. Da, am descoperit de fapt Bucureștiul și datorită tatălui meu, care era un pasionat călător. Cu el am dat, cred că aveam vreo 14 ani, am făcut un circuit în România, prin marile orașe, să vedem Clujul, să vedem Timișoara, să vedem Constanța, să vedem Iașiul și după aceea Bucureștiul pentru mine a fost marea vibrație. La București, într-adevăr, după ce am văzut prima piesă de teatru, mi-am spus, eu aici vreau să trăiesc. Care a fost aceea? Eu aici vreau să vin. Cred că am văzut la Teatrul Național, la un moment dat, dacă nu cumva, era o piesă Downton, de, mi-amintesc pe Mircea Albulescu, care făcea un rol extraordinar în sala mare, cu multe mașinării, cu multă mișcare, dar după aceea am descoperit sălile mai mici, mergeam sistematic, mai ales când am venit student la București în 1976. În fiecare luni eram la ușile teatrelor ca să-mi cumpăr bilete pe toată săptămâna. La Teatrul Mic se întâmplau lucruri fabuloase, Teatrul Bulandra. Deci, dar cum spuneați, îmi luasem această libertate să vin uneori singur, aveam unde să stau la București și vedeam teatru în vacanțele de vară și uneori chiar și în vacanțele de primăvară. Și ai mei aveau încredere în mine, veneam la București, stăteam o săptămână sau două și mergeam la teatru. Mă hrăneam deci cu actorii fabuloși ai României, pentru că vedeam piese, auzeam texte, dar ceea ce m-a impresionat cel mai mult era jocul actorilor. Era extraordinarul talent actoricesc. De fapt, în acea perioadă am avut impresia că România nu avea actori slabi sau actori mediocri. Toți erau extraordinari. Sigur că nu ieșeau mulți din școlile de teatru, dar toți mi se păreau fabuloși și mai târziu, în singurătatea mea sau în bucătăria mea, nu, privată, literară, scriam pentru Dinică, pentru Repan, pentru Ion Caramitru, pentru Valeria Seciu, pentru Margarita Pogonat, pentru actorii care mă... în care scriați. Exact. Îi simțeam și îmi spuneam, iată, uite, acest actor ar putea fi Virgilio Gășanu, s-ar potrivi pentru ceea ce scriu eu acum. Iar unii mai târziu au jucat în piesele mele.
vorbeam de, știu eu, Virgil Ogășanu a jucat, de pildă, în piesa mea Richard al III-lea se interzice, sau scene din viața lui Mayhold și alții. De altfel, am avut marea plăcere să-l văd pe Repan, de pildă, în două dintre piesele mele. Deci, într-un fel, sunt un scriitor împlinit, pentru că visele mele din copilărie s-au concretizat, s-au împlinit mai târziu. Da. Povestiți-mi cum a fost în momentul în care ați scris prima piesă de teatru. Erați deja la București? Eram deja la București, eram student la facultate și la un dat... La filozofie. Cred că la facultatea de filozofie și la un dat era un fel de serbare studențească în care fiecare imagina, știu eu, tot felul de sketch-uri și la un dat le-am spus unor colegi de-ai mei, vă scriu o piesă despre secolul al XX-lea. Să-l judecăm. Facem un proces al secolului al XX-lea. Și am scris o piesă în care secolul era judecat și condamnat pentru ororile sale, pentru cele două războaie, pentru multe alte orori. Și pentru comunism? Și nu, tocmai că nu m-am amestecat aici și la un dat am fost chemat la partid de cineva, în sfârșit, știu eu cine era acolo responsabil, să-mi spună Matei, dar secolul al XX-lea nu este numai oroare. Păi, progresul adus de mișcarea comunistă, tu nu vezi și acest aspect? E bine, nu văzusem. Eu nu văzusem deci niciun progres. Deci nici n-ați condamnat, dar nici n-ați zis de bine. Și atunci adică, am uitat total că exista această dimensiune în secolul 20. Sigur că în adâncul meu nu consideram că este un mare progres comunismul de stat. Și textul a fost oprit. Atunci mi-am dat într-un fel seama, cred că eram în anul întâi de facultate, de forța textului teatral și am continuat să scriu cu furie și am citit în Cenacul de Luni primele mele piese. Mi-amintesc de primul text pe care l-am considerat bun și demn să fie distribuit în jurul meu, se numește Suflorul Fricii. El a fost de altfel jucat de mai multe trupe de amatori și chiar de un actor profesionist, chiar și înainte de plecarea mea din țară în 87. Și majoritatea pieselor dumneavoastră au fost interzise? Sau au fost și unele care au văzut lumina scenei? Până la plecarea mea, acest text, Suflorul Fricii, a fost jucat la Timișoara, într-un context studențesc, un actor profesionist, Mircea Meglei, în rolul principal și montat de Diogene Bihoi, un om care nu mai este acum, dar care era pasionat de teatru și care conducea acolo o trupă de tineri tespis. Iar un alt actor de la Iași, Constantina Vădanei, a montat acest text la festivalul tânărului actor de la Costinești și mi-amintesc că atunci a obținut și un premiu pentru promovarea dramaturgiei originale. S-au mai jucat în mediile studențești mici piesulițe de ale mele, dar marile mele piese scrise până în 80, până la plecare și am scris vreo 20, au fost sistematic puse pe o listă neagră, știu eu de ce, de altfel nu corespundeau cu comanda socială, iar eu nu mă autocenzuram. Scriam cu un fel de libertate interioară de care probabil că mulți se speriau. De ce le era frică, domnule Vișniac? De ce vă interziceau? De aluzii și de dimensiunea subversivă a multor texte. De pildă, vă dau un exemplu. Incitat de o secretară literară de la Teatrul Ion Creang, numele este Mariana Ioan, am scris o piesă pentru copii, se numește Țara lui Gufi și am imaginat acolo, cred că era prin 82-81, nu știu, o țară a orbilor, unde, de fapt, oamenii sunt orbiți și unde apare un văzător. Și acest văzător se îndrăgostește de fica regelui orb. Și văzătorul o învață să vadă pe fica regelui orb, dar fica oarbă a regelui orb îl învață pe văzător să nu vadă. Aha. Deci erau acolo mai multe etaje despre ce vedem, ce nu vedem și cum suntem manipulați. Și deși piesa era, aș spune, ca o izbucnire, ca o sticlă de șampanie care explodează, n-a fost jucată, pentru că erau prea multe etaje subversive. Existau, bineînțeles, și sum aceste etaje subversive și în alte piese. Ați vorbit de Cai la fereastră și acolo, de fapt, ironizam toate marile idei care ne erau inoculate. Pace, patriotism, datorie. De fapt, îmbăteam joc de marile idei prin care putem fi uneori manipulați. Povestea plecării, 1987,
Întrebarea mea, după ce am citit povestea asta, care este, trebuie spusă, este o poveste care merită și trebuie spusă, întrebarea mea a fost dacă v-ați dorit să plecați, dacă a fost un lucru planificat, dacă simțeați în fiecare celulă a corpului că trebuie să plecați din România, sătul fiind printre altele, poate, de acest lucru pe care ni le-ați explicat, să vă fie interzise piesele. Cred că de pe la vârsta de 29 de ani am simțit că nu mai puteam continua cu acest război de poziții, luptând cu cenzura în fiecare zi, pentru fiecare pagină, pentru fiecare poem. Cred că simțeam că orice altceva m-ar interesa mai mult decât continuarea acestei lupte. Nu aveam însă niciun plan special. Am avut noroc în 1987, pentru că în urma unei invitații pe care am avut-o la Paris, o fundație care oferea o bursă minoră de, în sfârșit, totuși extraordinară, de 5.000 de franci, cu care un scriitor putea trăi o lună la Paris, atunci, într-un fel de disperare, mi-am depus o cerere de viză. Și prin Uniunea Scriitorilor l-am dat, mi s-a aprobat această plecare. Mai târziu am aflat de ce în acel an au fost lăsați mulți artiști să plece, mai mulți decât de obicei. Pentru că România cerea încă clauza națiunii cele mai favorizate. Congresul American decidea dacă va da sau nu României facilități economice. Și atunci regimul lăsa așa cât un detașament de scriitori, de artiști, de oameni de cultură. În încercarea de a da senzația că e mai liberă, mai ca tolerantă. Să demonstreze că există o anumită libertate. Mm-hmm. Avusesem norocul de a-mi depune cererea de viză și eram în vacanță la Rădăuți când mi-a venit răspunsul: Matei, vino la București repede, că Suzana Gâdea ți-a aprobat viza. Cine era Suzana Gâdea? Un nume odios la Ministerul Culturii atunci. Deci m-am trezit cu un pașaport fără să fi luptat enorm, dar când l-am avut în mână, am plecat ca din pușcă. Tata a venit la București, m-a pus în tren, nu credeam că voi putea trece granița, nu venea să cred că mi se împlinește un vis. Aveam doar bani să merg până la Viena cu trenul. Aveam dreptul să schimb $100 și am cumpărat un bilet la Viena. Acolo erau doi foști colegi care m-au ajutat să ajung apoi la Paris. Vă spun că în viața unui om există această dimensiune cosmică, norocul. Adică suntem făcuți din carne, din sânge, din pasiuni, din pulsiuni, dar la un moment dat anumite întâlniri esențiale ne propulsează sau ne blochează cele neesențiale sau cele nocive. Deci am avut o stea bună atunci. Aveam prieteni la Viena pe care i-am căutat, care mi-au dat bani ca să ajung la Paris, am ajuns la Paris, mi-am luat bursa, m-am dus imediat la Europa Liberă, la Monica Lovinescu și la Virgil Runca, care mă cunoșteau, avusesem totuși intuiția de a trimite din timp cărțile mele de poezie la Paris, poate da. Că unii își mai amintesc că cei doi, Monica Lovinescu și Virgil Runca, atunci erau principalele voci ale exilului românesc. Uh-huh. Cu ajutorul lor am obținut azilul politic foarte repede, în numai 6 săptămâni, și m-am trezit un om liber cu un pașaport. Puteam pleca în toată Europa, doar în România nu. Bun. Și ați ajuns la Paris, un tânăr 30 de ani? 31. Așa. Ați ajuns la Paris dintr-o țară comunistă, fără mulți bani în buzunar. Ce ați făcut acolo? Ce ați găsit acolo? Cum vă descurcați? Cum arăta o zi din viața dumneavoastră acolo? Primele 4-5 luni au fost oarecum ca la București, în sensul că am cunoscut toată diaspora românească, niște oameni excepționali pe care voiam să-i cunosc și cu care mă vedeam în fiecare zi și de la care luam informații și care îmi povesteau Franța, Occidentul, ce se poate face acolo, cum se trăiește, cum se poate obține o bursă. Adică pe lângă Monica Lovinescu și Virgil Runca, l-am cunoscut imediat pe Virgil Tănase, care mi-a tradus imediat o piesă, am cunoscut-o pe Marie-France Ionesco, mm-hmm. care a fost de o mare generozitate. Fica lui Eugen Ionesco. Da, am intrat în casa lui Eugen Ionesco ca într-un templu, nu? L-am cunoscut pe Paul Barbăneagră, mm-hmm. pe, cum să vă spun, diaspora românească era foarte numeroasă, în sensul că la un moment dat scriitorii români din exil au vrut să imagineze chiar o secție în exil a Uniunii Scriitorilor. Atât de mulți scriitori erau acolo. Mi-am amintesc pe Maria Mailat, care ajunsese acum. Veneau alți scriitori după mine, criticul Dan Culcea, după ce au venit Dinu Flămând, Mircea Orgulescu. Adică era efectiv o concentrare de oameni
oameni de bine, ne cunoșteam și informațiile circulau. Sigur că după aceea, principala mea dorință a fost să pot să scriu în franceză, ceea ce am și realizat după câțiva ani, dar încă o dată, pentru a face, cum să vă spun, rezumatul, la Paris m-am simțit ca acasă, deja pentru că era o diasporă românească generoasă, și doi, pentru că Parisul îmi era familiar. Citisem atât de multe lucruri despre Franța, încât la Paris m-am simțit în patria mea mentală. Știam multe despre Franța, uneori mai multe decât unii colegi de-ai mei sau actori francezi pe care îi întâlneam. După o foarte scurtă pauză o să-mi povestiți, deși ați iubit Parisul din prima, v-ați îndrăgostit și locuiți acolo de atâția zeci de ani, ați făcut la un moment dat un intermezzo, ați plecat la Londra, nu ați zăbovit prea mult și vreau neapărat să ne povestiți episodul cu piesele de teatru trimise de tata prin scrisori. Foarte scurtă pauză, ne întoarcem în doar câteva minute. Din nou la scenă deschisă, doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară, dramaturgul, scriitorul, jurnalistul Matei Vișniec. Domnule Vișniec, ați plecat din România, ne-ați povestit mai devreme, 1987. Aveați destul de multe piese scrise în țară pe care nu ați îndrăznit să le luați cu dumneavoastră, de teamă de a nu fi confiscate. Și aveați nevoie de ele. Erați la Paris, voiați să scrieți în franceză, voiați să fie traduse aceste piese în franceză. La ce metodă ați apelat? Ar fi fost suspect să ies cu multe manuscrise, cu o mică valiză plină de texte dactilografiate, da. Și atunci l-am rugat pe tatăl meu, în mod discret, să mi le trimită în tranșe de câte 10 pagini, ca și cum ar fi fost o scrisoare. Începea el sus acolo, dragă Matei, noi suntem bine, și după aceea urmau 10 pagini din Cai la fereastră, să spunem, și la sfârșit scria, vă te îmbrățișăm și te așteptăm să vii cât de repede, pentru că era jocul acela cu cenzura. Ei bine, toate aceste texte mi-au ajuns și mi-am reconstituit timp de 6 luni acest portofoliu de texte pe care eu le-am considerat importante și de altfel am debutat în Franța cu texte traduse din română în franceză. Prima mea piesă a fost chiar Buzunarul cu pâine, pe care mi-a tradus-o nu Virgil Tănase. A doua mea piesă, care a avut și un premiu și cu care am debutat în Franța, a fost Cai la fereastră, cu care ar fi trebuit să debutez în România. O altă piesă care s-a jucat foarte repede este Angajarea de clown, care a fost montată ultima și ultima piesă pe care ați scris-o înainte să plecați, nu? Da, România. Da. Mi-au sosit aceste piese și le-am tradus cu ajutorul prietenilor francezi, dar în același timp am scris și altele. De pildă, unul dintre primele texte scrise în franceză, direct în franceză, a fost Teatrul descompus sau Omul ardă de gunoi. Era un fel de scritură modulară, fragmentară, pentru că îmi schimbam puțin și stilul. Limba franceză mă împingea la alte căutări. Dar, încă o dată, am comunicat foarte bine atunci, în mod subtil, cu familia mea, care m-a ajutat enorm să-mi refac stocul de texte. Și probabil că și la cenzură unii au închis ochii. Nu toți cei care cercetau corespondența erau, după părerea mea, niște obsedați ai cenzurii. Cred că în acei ani, în 87-88, cred că multă lume simțea că e sfârșitul comunismului. Și apropo de sfârșit, vine finalul anului 1989, revoluția, căderea comunismului. Nu mai erați un exilat, erați un om liber. La începutul anului 1990, știu că ați și primit o propunere imediat după să vă întoarceți în România și să preluați frâiele Teatrului de Stat din Constanța. De ce nu v-ați întors? A fost un moment de îndoială, de, cum să vă spun, o opțiune pe care trebuia să o fac, pentru că, sigur, prima tentația a fost să vin înapoi. Să vin înapoi, să-mi continui activitatea. Deci ați avut acest reflex. Am venit, de altfel, în 1990, am venit să-mi văd prima piesă care se juca la Piatra Neamț, montată de Nicolae Scarlat, piesa mea cu titlul Bine, mamă, ăștia povestesc în actul 2 ce se întâmplă în actul 1. M-am dus să o văd și aș spune că a fost un moment foarte important pentru viața mea, pentru că o tânără scenografă, Andra Bădulescu, pe care am întâlnit-o pentru că făcea scenografia în această piesă, mi-a devenit apoi soție și este alături de mine de 32 de ani. Dar, dați deoparte această, nu,
poveste de dragoste. Această poveste de dragoste care continuă și profesională. Și m-am întors însă înapoi în Franța pentru că voiam totuși să trăiesc această experiență a scrie în franceză, a scrie într-o limbă de circulație internațională, începusem și voiam să continui. Deci am trăit însă mai târziu totuși între cele două țări, pentru că din 1990 am început și să devin colaborator la Radio France International, apoi am fost angajat cu jumătate de normă, apoi am fost angajat, nu a plan town, cum se spune în Franța, deci cu normă întreagă, și am continuat să fac această navetă culturală, mentală, afectivă, de la microfonul RFI-ului Radio France International timp de 32 de ani. Spuneți că nu suferiți că ați părăsit țara, pentru că de fapt călătoriți foarte mult și ați luat-o de fiecare dată cu dumneavoastră. Mă întreb cum se vede România după atâția ani, și mai ales că ați venit în fiecare an aproape în România, o vizitați foarte des. Cum se vede România din afară atunci când dumneavoastră o simțiți pe interior? Știți, eu când sunt în străinătate, în general laud România. Când sunt în România, critic România. În străinătate, în afară, în Franța în general, încerc să propun o altă imagine a României. Încerc să vorbesc despre ceea ce este foarte frumos, foarte intens, foarte interesant în România, despre, nu știu, mănăstirile din nordul Moldovei, despre Delta, despre festivalurile de teatru, despre festivalul de la Sibiu, despre artiștii români, despre Mircea Cătărescu, despre românii care aduc ceva lumii, aduc ceva Europei, aduc ceva culturii universale, aduc ceva universalismului. Recomand regizor român, o recomand pe Gianina Cărbunariu, recomand o autoare precum Elize Vilc, vorbesc despre filmul românesc care este extraordinar. De altfel nu e nevoie ca să vorbesc eu despre filmul românesc pentru că el se prezintă singur și ia multe premii. Vorbesc despre contribuția României la construcția europeană, construcția culturii europene, a edificiului cultural european. Însă în interiorul meu și în interiorul României știu că lucrurile nu sunt chiar extraordinare, că românii pleacă masiv ca să caute oportunități economice în străinătate și nu e normal, că România putea merge mai repede timp de 30 de ani și n-a mers destul de repede, că avem o clasă politică care nu s-a democratizat mental și sufletește destul de repede și că își consideră în continuare mandatul electoral ca o deschidere spre profit, că de fapt chiar și democrația în România are multe pagini încă albe care n-au fost bine scrise, pentru că suntem specialiști în vidarea de sens a instituțiilor democratice și că mai e mult de făcut în România. Deci rămân lucid, deși eu cred în continuare în calitățile românilor, în ospitalitatea românească, în talentul românesc, în creativitatea românească. Din 2016 există o instituție în Suceava, Teatrul Municipal Matei Vișniec. Vă poartă numele. Există și Festivalul de Teatru Matei Vișniec. Eu nu știu dacă mai există astfel de exemple în România, ca un teatru să poarte numele unui dramaturg în viață. Poate mă înșel, corectați-mă dumneavoastră. Eu repet cu mare plăcere această poveste. De fapt, totul a început printr-un festival de teatru pe care l-au creat acolo câțiva oameni pasionați. O regretată poetă, Carmen Veronica Steciuc, eu am fost alături, alți oameni pasionați sunt acum 11 ani, nu, de când am creat acel festival de teatru și invitam spectacole din România, inclusiv spectacolele mele, pe care le prezentam gratuit publicului sucevean, pentru a crea un fel de circulație acestui virus teatral care este important. Și mai apoi sunt autoritățile locale care au decis că teatrul din Suceava există, poate exista. Au fost deblocate fondurile necesare, restaurat un cinematograf, nu refăcut pentru a putea deveni un teatru profesionist, au fost angajați 10 actori, există o echipă extraordinară acolo care este condusă acum de Angela Zarojanu, un om pasionat la rândul său pentru crearea unui pol de modernitate la Suceava. Și cum eu sunt născut acolo în Bucovina, primarul orașului Ion Lungu, el mi-a propus personal ca să-mi ofer numele. Și am discutat atunci, am spus numele meu, ce importanță are. Sigur, sunt născut acolo. Ar fi important doar ca în spatele numelui meu, oamenii să vadă în acest nume ideea de independență culturală, ideea de creativitate și de modernitate, ideea unui teatru de artă și nu de bulevard, ideea că
În general, cultura trebuie să fie o formă de contraputere ca și presa, ca și justiția, că la Suceava putem face teatru la nivel național și mondial. Și se întâmplă asta. Teatrul Municipal din Suceava a fost unul dintre teatrele invitate cu două spectacole la ediția de anul acesta a celui mai prestigios festival de teatru de la noi, Festivalul Național de Teatru, 5-13 noiembrie, cu două spectacole. Münchhausen, o poveste de Alexa Băcanu, regia Ovidiu Caița, și Întoarcerea acasă, de Matei Vișniec, dramatizare Agnes Cali, regia Botont Noghi. Vă mogulește faptul că se întâmplă asta în cadrul acestui festival prestigios de teatru? Mă bucură faptul că Teatrul de Suceava face parte din peisajul teatral românesc, din creativitatea și din febrilitatea teatrului românesc, care este unul de foarte bună calitate, că este recunoscut acest teatru ca fiind la nivel național și internațional, că acolo este un laborator de cercetare și de creație și, într-adevăr, sunt, cum spuneți dumneavoastră, rezultatele, pentru că festivalul nostru continuă, criticii vin la Suceava, descoperă aceste spectacole, directori de teatre din România vin, văd, programează aceste spectacole, trupa de la Suceava a circulat mult în România, deci noi la Suceava creăm un festival în luna mai, unde vin teatre din România, dar și din alte țări. Întotdeauna am creat un fel de circulație regională, să zicem, teatrele din Republica Moldova, din Ucraina, din Ungaria, din Franța, bun, deci un hub ceva, cultural, așa, au venit. Un hub cultural. Deci există acolo un fel de, cum să vă spun, pasiune, de încredere, foarte multe talente și foarte mult viitor. Apropo de titlul piesei, Întoarcerea acasă, nu ați exclus niciodată ideea de a vă întoarce acasă, de a vă muta înapoi la Rădăuți chiar? Nu în București. Bineînțeles că nu exclud nimic, de altfel tot timpul sunt între două țări și între două limbi și între două culturi, scriu în fiecare zi aproape și în franceză și în română, cu o mare abilitate, aș spune, că trec acum de la o limbă la alta și dacă măsura în care pot, creez și mici poduri culturale, vin cu prieteni francezi în România, încerc să duc, de pildă, teatrul de la Suceava a fost într-un turneu în Franța și sper să mai fie din nou vizibil acest teatru, mai ales la festivalul de la Avignon, unde mi-aș dori ca Teatrul de la Suceava să poată prezenta spectacole. Deci, atât timp cât pot rămâne activ, rămân, ca să zic așa, un om cu dublă identitate. Una estică și una vestică. Am dublă cetățenie, română și franceză, scriu în două limbi. Îmi place ceea ce fac, această navetă culturală. Și cred că am fost util pentru a deschide spații. De pildă, sunt foarte mulți străini care, venind în România să vadă festivalul la incitarea mea, mi-au spus apoi: Matei, datorită ție și datorită festivalurilor din România am descoperit altceva, o România pe care nu o știam. Ei bine, acest lucru rămâne valabil. Există o România necunoscută pe care, din punct de vedere cultural, noi o putem arăta lumii dacă vom continua, și spun asta pentru oamenii politici care ne ascultă, să investim în cultură. Să considerăm în continuare că investiția în cultură reprezintă o investiție în imaginea României. Cel mai bun ambasador. Dar și în democrație și în educație. Și cum spuneați, cultura este un ambasador extraordinar pentru o țară ca România. Aveți titlul de cavaler al Ordinului Național al Meritului, acordat de președintele Franței. În 2018, Ministerul Culturii din Franța v-a decorat cu titlul de cavaler al artelor și literelor, iar ambasada Franței din România, luna aceasta, în noiembrie, vă oferă o nouă distinție. Despre ce este vorba și ce înseamnă premiile, distincțiile acestea pentru dumneavoastră? Da, sunt două distincții franceze, cum le-ați amintit, foarte importante pentru mine. În definitiv, îți dai seama la un moment dat când primești un astfel de, nu, o astfel de medalie, că munca ta a fost nu observată, ci apreciată. Eu nu am muncit și nu am făcut tot ce am făcut și toată agitația aceasta și toată pasiunea pe care am pus-o în a scrie în franceză, în a scrie în română, în a crea poduri între Franța și România, n-am făcut-o pentru medalii. Și iată, la un moment dat vin niște momente în acestea festive în care cineva spune, nu, oficialități franceze: Matei, noi știm că ai făcut un lucru extraordinar, important, vrem să arătăm acest lucru. E un lucru frumos,
și mă simt efectiv onorat, mai ales că eu într-un fel am fantasmat pe ideea de a deveni cavaler sau mușchetar încă din copilărie. Da, da, da. Nu, Cei Trei Mușchetari a fost un roman fondator pentru mine. Când eram copil, visam să fiu D'Artagnan, mă duelam cu copiii din de pe strada mea și ne făceam săbii și ne făceam pălării și ne făceam, știu eu, mantii din acestea și... Primele mele fantasme au fost de ordin, cum să vă spun, francez. Voiam să devin, să fiu capitanul Fracas, voiam să devin Pardaian. Deci iată-mă acum cavaler, chevalier. Într-un fel, un fel de vis din copilărie se împlinește din nou. Dar rămân onorat pentru că Franța a fost întotdeauna o țară deschisă. O țară care a primit în interiorul ei și contribuția foarte multor altor artiști veniți din toate orizonturile și ceea ce numesc eu Republica Literelor, construcția, această construcție a Republicii franceze, care este una a culturii, se face cu foarte multe contribuții din exterior, care sunt apreciate în interior, adică în Franța. Mi-am dorit să profit de acest interviu să vorbim despre povestea dumneavoastră, să vă descopere mai ales tinerele generații, să descopere povestea din spatele autorului de succes Matei Vișniec, dar vreau să profit în cadrul acestei discuții despre faptul că aveți și această dimensiune a jurnalistului, 30 și ceva de ani jurnalist la RFI. Și nu pot să vă las să plecați fără să vă pun o întrebare. Știți cum se spune în popor că într-un cuplu, într-o relație, se testează legătura dintre cei doi, mai ales la greu. Și acum mă întreb, în legătură cu Uniunea Europeană, în legătură cu România, a venit peste noi acest război în luna februarie, multe provocări, multe crize suprapuse. Ce arată asta despre Uniunea Europeană, despre comunitatea europeană, despre România în raport cu Occidentul? În primul rând, Uniunea Europeană a primit șocul acestui război, dar aș spune, își dă seama în acest moment de toate naivitățile sale și de toate inerțiile sale. Practic, europenii au uitat că barbaria nu moare, că rămâne ascunsă, că poate germina și poate exploda în orice moment. Uniunea Europeană a mai fost șocată odată în când a izbucnit războiul din Bosnia, între 1992 și 1996. Nimeni nu se aștepta la un război sângeros, tot așa, în inima Europei, și au trebuit să vină americane pentru a treia oară în cursul unui secol ca să oprească acolo un focar de incendiu teribil. Existau și acolo toate ingredientele unui război european. Pentru că Germania ținea cu Croația, pentru că rușii țineau cu sârbii, pentru că Franța ținea cu Bosnia. E bine, acest șoc al atacului lansat de Putin împotriva Ucrainei este de fapt unul teribil, pentru că europenii își dau seama că atacul este îndreptat și împotriva lor, împotriva a ceea ce numim noi valori europene, statul de drept, libertățile individuale, libertățile culturale, libertatea, nu, presei și așa mai departe. Putin este omul care a distrus în interiorul Rusiei toate formele de contraputere. S-a păstrat acest despotism oriental vertical care face că un singur om care nu este informat de ceea ce se întâmplă în lume poate schimba cursul lumii. Europa tocmai că trebuie să se trezească în acest context de război, să-și dea seama că și-a deschis porțile prea mult influențelor dictatoriale, influențelor care vin din China, din Rusia, adică țări unde avem de-a face cu dictaturi care aprovizionează, de exemplu, cu gaz și cu energie Uniunea Europeană. Sunt atâtea aberații care s-au infiltrat în construcția europeană încât acum este momentul trezirii. Cum e posibil ca Germania să-și construiască prosperitatea pe gazul rus care vine ieftin și credeau germanii că la nesfârșit Putin va face acest dar fără să ceară ceva în loc? Sigur, acum cere Ucraina, dacă nu cumva, o influență asupra fostei zone sovietice. Deci este un moment de posibilă renaștere, dar vor trebui eforturi, va trebui un fel de mobilizare extraordinară, vor trebui poate și sacrificii, pentru că Putin și Rusia, de fapt, nu se vor opri repede. Rusia are de partea ei eternitatea și teritoriul, timpul, deci, și spațiul, iar europenii nu au
și-au pierdut, aș spune, reflexul de a face sacrificii pentru propria lor libertate, pe care o consideră acum un dat natural. Da, da, da. Mulțumesc tare mult. Matei Vișniec, a fost o onoare să pot realiza acest interviu cu dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, mulțumesc tare mult că ați fost cu noi în această seară la Scenă Deschisă. Numai bine!